Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou pe canalul meu. Acest vlog este dedicat arhivei mele personale și anume o să vă arăt imagini din timpul în care eu cântam într-un grup coral. Grupul coral Pro Musica Târgoviște. Eu mă uit uneori la aceste imagini cu foarte multă plăcere și melancolie, bineînțeles. Și m-am gândit într-o zi să le pun pe YouTube și anume pe canalul meu. Eu sunt Mariana Cristina Pădureț, pentru cine nu mă cunoaște, și astăzi voi vorbi despre activitatea mea la corul Pro Musica Târgoviște, România. Amintirile legate de acea perioadă sunt nenumărate. În primul rând, această casetă DVD pe care eu o uploadez în acest moment pe canalul meu de YouTube este filmat în 1996. Deci au trecut 24 de ani din acel moment. 24 de ani frumoși în care o parte i-am petrecut în România și din 2004, deci de 16 ani, sunt plecată și locuiesc în Italia, în sudul Italiei, mai precis în insula Sicilia. Deci celor care sunteți mai noi pe canalul meu și nu mă cunoașteți, bine ați venit! Activitatea mea la corul Pro Musica Târgoviște a fost unul dintre cele mai frumoase, să spunem, experiențe avute ca și cântăreț de formație corală. Activitatea mea la acest cor Pro Musica a fost una dintre cele mai interesante. În primul rând, reuniunile pe care le făceam de două ori pe săptămână, aveam repetiții, apoi aveam concerte în afara țării, concerte și în interiorul țării, acelea de sărbătorile mult cunoscute în România, Paște, Crăciun, dar mai ales Crăciun, sfârșitul anului și diverse alte manifestări. Dar eu mă voi referi prin acest video al meu mai mult la plecarea care a fost în Franța în anul 1996. Oportunitatea a fost excelentă pentru noi, cei care doream să călătorim în străinătate, pentru că era asigurată, bineînțeles, cazarea, transportul era gratuit și chiar primeam bani la aceste deplasări ale noastre. Eram sponsorizați de unele întreprinderi și de Ministerul Culturii. Deci am fost foarte norocoși să putem călători pe banii statului. Da, am fost foarte norocoși să avem această oportunitate de a călători prin Europa și a vedea locuri foarte, foarte interesante și frumoase. S-au făcut în general schimburi culturale cu Franța, Spania, apoi am înțeles că și Anglia. Eu am prins-o doar pe cea cu Franța. Am fost membră a grupului Coral Pro Musica timp de 3 ani. În tot acest timp aveam repetiții de 2 ori pe săptămână, mi se pare că marțea și joia. Nu asta are importanță, ci important este că acele momente erau intense, cântam cu foarte multă pasiune, cu foarte multă dăruire. Era un mod de a petrece timpul foarte interesant, foarte educativ și foarte, foarte... În cadrul ansamblului coral, făceam parte din grupul de vocea întâi, da? Sopran. Cunoscătorii de muzică corală știu că într-un grup sunt patru tipuri de voci. Vocea întâia, a doua, a treia și tenor.
cel mai reprezentativ moment al turneului nostru în Franța, turneu care a durat 10 zile, momentul cel mai reprezentativ, cum vă spuneam, a fost întâlnirea cu prințesa Sturza. Se știe că familia Sturza este o familie regală și are reprezentanți și în clasa boierească. A apărut această familie cam de prin anul 1600, de prin secolul al XVI-lea. Este o familie foarte veche, românească, pur românească, o familie care a făcut multe pentru România, a lăsat foarte multe în urma ei, foarte multe bunuri materiale, foarte multă cultură în spatele a fiecărei opere de binefacere pe care au făcut-o. Există și Gala Generozității făcută în 2015, în care ascendentul acestei familii, Sturza, a dăruit bani în numele culturii pentru România, a făcut diverse acte de caritate. Există și un canal pe YouTube, Bucureștii din Povești, cu povești de blazon, în care sunt invitat de diverse personaje, personalități, descendenți ale familiei Sturza și veți afla acolo mai multe despre această familie, ce a făcut de-a lungul timpului ascendenții acestei familii, perioada trăită în exil de această familie. Veți afla tot acolo și despre castelul din Miclăușeni, pe care familia Sturza l-a construit, prințul Gheorghe Sturza cu prințesa Maria Sturza, care acest palat l-au construit în 1880 și l-au terminat în 24 de ani, deci în 1904. Acest castel reprezintă patrimoniul românesc, există acest castel, puteți să-l vizitați, putem să-l vizităm toată lumea și să petrecem un weekend acolo îmbrăcându-ne cu costumele tradiționale de epocă, mâncând mâncarea din acea perioadă și petrecând 2 zile în acel ambient extraordinar cu secole în urmă. Deci o întoarcere în timp pe care, bineînțeles, plătind, ai parte de o experiență extraordinară, nemaipomenită la acest castel din Miclăușeni, care reprezintă o mărturie a acestei familii Sturza, acestor prinți Sturza. Ca să nu mă lungesc foarte mult, trec direct și vă arăt acest video în care o veți vedea pe una dintre descendentele familiei Sturza și anume doamna Maria Sturza, o nepoată a prințesei Sturza, care este și ea prințesă, are sânge albastru, sânge regal. A fost întâlnirea excelentă în sensul în care ea nu primește pe nimeni la casa ei princiară, se află în Normandia, adică în Normandie, în Franța, în sudul Franței este Normandia, și a pus bazele unei grădini dendrologice pe care ea a realizat-o în timp de 20 până la 30 de ani. Trăind în exil, ea s-a dedicat acestei grădini pe care ea personal a organizat-o, a realizat-o cu ajutorul, bineînțeles, al soțului ei, care au adus plante din toată lumea și le-au făcut să crească și să se dezvolte în acea climă a Franței.
O să vă pun și acel video cu toate aceste plante și arbori climatizați, pentru că nu venea cuvântul, climatizați, care s-au adaptat extraordinar. Prințesa Sturza, pe care am cunoscut-o și o să vedeți, este bătrână, nici nu are vocea foarte puternică, nici nu mai aude așa de bine, dar a ținut să ne arate personal fiecare plantă, fiecare arbore, a ținut să ne spună câteva cuvinte despre fiecare această plantă, de unde a adus-o, cum a cultivat-o, de când o are. Deci memoria de elefant acestei prințese m-a uimit până la lacrimi. Deci ne-a prezentat sute și mii de specii, aproape că nu le mai țineam minte, nu mai știam, practic ne-a dat peste cap toate cunoștințele ei în materie de dendrologie. Sper să nu vă plictisiți prea mult cu grădina, mai ales că imaginile nu sunt de o calitate excelentă. Aceste imagini au fost luate de pe o casetă veche cu bandă magnetică, le-am adus pe un DVD și acest DVD a fost transpus în sfârșit pe YouTube cu ajutorul programelor care le avem la dispoziție. Am reușit să vă reproduc acest filmuleț. Sper să vă placă, sper să reușiți să înțelegeți ceva. Îmi cer scuze din nou pentru calitatea imaginilor. Nu a depins de mine, este un film vechi, de 24 de ani, după cum v-am spus, este o bandă magnetică, a fost o bandă magnetică, a fost filmat pe această bandă magnetică și acesta este rezultatul. Fiind și ziua de naștere a prințesei, ea și-a deschis porțile palatului, pentru noi, grupul ProMuzica, ne-a invitat în domeniile ei, pe domeniile ei, dar nu am vizitat casa ei personală, ne-a arătat-o doar din depărtare, ne-a invitat în schimb la restaurant și am serbat ziua ei de naștere. Pot să vă spun că a cheltuit foarte mulți bani, pentru că noi eram în jur de 35 de persoane. Ea a plătit la restaurant absolut toată consumația, fiind prințesă, deci își permite, nu a fost o problemă pentru ea. A ținut să ne țină și un speech, a vorbit foarte frumos, o să vedeți imagini. Momentele au fost excepționale. Apoi, spre seară, am petrecut momente după ce am văzut grădina dendrologică excepțională, o parte din această mare, enormă grădină dendrologică. Am luat un ceai, am servit un ceai în grădina ei personală și nu la restaurant, ci în grădina ei personală. Ce pot să vă spun? Că serviciul era de argint, deci lingurițele erau de argint, serviciul era dintr-un porțelan foarte, foarte scump și calitatea acestei întâlniri a fost una excepțională. Noi i-am dus și un cadou acestei prințese, un ștergar românesc, o brocă românească, o carte și i-am dat și un CD-ul cu noi, Corul ProMuzica și toate cântecele noastre pe care le difuzăm prin lume, pe care le difuzam în acei ani prin lume. Acest vlog îl voi face în două părți. Prima parte, în care veți vedea întâlnirea noastră cu regina, cu prințesa Sturza,
Iar partea a doua o să fie cu cântecele noastre din repertoriu pe care l-am prezentat în Franța. Să văd cum mă organizez. Eu aș vrea să fac un singur vlog, dar se pare că mă întind foarte mult și nu vreau să-l fac mai mult de o oră fiecare vlog. Sper ca și cu două vloguri, fiecare de o oră, să reușesc să reproduc ceea ce eu vreau să împărtășesc cu voi și să las aceste imagini mărturie pentru ascendenții noștri. Dacă eu trebuie să pun un picior înăuntru, imediat scot piciorul meu. Regula noastră, prima, este că pământul trebuie totdeauna să fie aerat. Și, în fine, n-am să vă fac explicații de cultură, că cred că nu sunteți grădinari ca mine, dar am să începem acum un mic tur, facem două grupuri. Vă prezint domnișoara Clamageran, Sibyl, care are să iei un grup și eu am să iau celălalt. Peste vreo un jumătate de oră facem o mică pauză de cafea și pe urmă schimbăm ghidul. Foarte bine! Cei care nu vorbesc franceze, ar fi bine să n-are importanță, dar da, tot trebuie să fie într-un grup, că acolo trebuie să fie doamna care poate să traducă. Da, da, da. Că domnișoara n-a învățat încă românește. Lucrează cu mine de 18 ani de zile, dar atunci le facem două, așa. Acei care nu vorbesc franceză, vă rog, puneți în partea asta. Fiecare nu. Claude, s'il vous plaît. Uniquement le groupe roumain, s'il vous plaît. Que les roumains pour qu'ils puissent être sur la cassette. Ce petit cadre jaune. La visite du jardin de la princesse Sturza va commencer avec un groupe scindé en deux de 50 Roumains. Acolo de rețe 12 luni permanent, dar floarea, copaci și arbuste. Și am avut în 89 de alte feluri 320, așa că mult a fost replantate și am tăiat și au întâlnit cu culori și pala de țară, forma alea ciudată, dar așa e în jurul Himalaya. Toți care vin de la 2600 de metri înălțime și mai sus, merg bine aici. Toți ce vin de mai jos, nu mai merg. Trebuie o climă mai caldă, este, da. Probabil. Emoțiune.
Tot peluzele noastre anul trecut a fost stricată. Da, am trebuit să punem un gard electric toată la rugăciune și de când numai că la 25 decembrie a fost oportun un capac a căzut și a stricat. Foarte grav este că îi rămâi și mai încărădăciune. Da, da. Da, asta. Altă problemă s-ar putea face dacă pune cândva unui sistem s-ar putea pe ei, să depune porumb. Dacă mănâncă porumb, mai pe de vreo. Înflorește mai târziu. Flori ca tulipă. Ca la leaua. La leaua. Am uitat-o. Și noi dacă stăm mult aici, uităm. Ce care ați găsit aici chiar, mă. Că știau că le am și a spus că este în dispariție și dacă putem să le în asta nu este la fără cu toate. Dar mai trebuie mai departe. Ce miroase? Aia de-a fost. Aia de-a fost. Da, de Dangea, regional, chilei folia cu frunze de tei. Da. Și ala merge și pe jos și se urcă și aici a făcut autobuzul. Ce sont des hydrangea. Cristian, de ești? Cristian, mașina n-a fost de fie, Cristian. Da, da. Ca pe cirești, gazdele noastre ne-au spus că nu pot mânca cirești în cauza păsărilor. Este unul dintre arbuștii cu floroase de fructe. Există, dar urca e jos. A, ce vedeți și... Așa o fie, nu pare așa, nu, dar nu mă îndește, vreau să mai tare așa. Da, a dus doar mați, tot cu copaci. Și au reprezentat. Care acum? Și au ales iarna, foarte frumos și miros. Și au să facă frumos și pentru iarna. Mai sensibil au rădăcini slabe. Aici sunt. Dar ala, cel care eu cred că ăsta are o culoare extraordinară, se cheamă Brown. Voici la belle au bois dormant. Ah, c'est elle, hein? C'est bien la belle au bois dormant. Ah, t'as dedans.
et d'autres roses anciennes. Da, cred că nu. De roză. Da, aici este, abia acum este începutul sezonului pentru trandafiri. C'est toujours un peu plus tard que, par exemple, la région parisienne. Mai târziu decât în zona parisiană, de exemplu, când înfloresc trandafiri. C'est à cause du climat. Oui, à cause du climat, oui. Oh, zut. Alors, il faut que je rectifie. Voilà, encore le tulipier. Il y a le tulipier. Autre, il vient d'Amérique du Nord. Devant nous, des tulipiers. Oui. Non. Oui, en principe, vous devriez voir, mais nous, on a une forme spéciale, c'est un arbre. Un rosier dans l'arbre. Dans l'arbre. Elle a dit, on a eu beaucoup de problèmes. Quale brume in casa? Quale brume dove ne? Un solo. Molto. Ancien de marchandise. Iar eu sunt abonatul lui la Retan, da? Dar nu la mâncare, să atunci eu. Nu la preparate din nou. Il n'y a pas de lait non plus, jamais. Et ici? C'est un vrai bouquet de mariée. Oui, l'antique, elle avait dit que c'était un cornouiller. C'est plus petit que ça. Mais non, mais c'est une forme. Voici un magnolia.
A da. Gust și are o frunză acrestată. Pot cam să vedem aici. Seamănă, seamănă puțin cu arțară, dar nu a vrut. Vegetare, nu? Vegetare. Nice, Eva, tu te lui. Deci o altă specie de corzi, pentru că este un climat foarte favorabil acestor specii. Foarte multe, sunt foarte diferite speciile, deci. Oui, c'est un feu d'artifice. Voilà, voilà le seringa. Venir avec Jean-Pierre. Ah oui, oui, non, mais c'est grand. Ça me serait pas venu à l'idée de la faire pousser comme ça. Oui, oui, oui. C'est pas de la rue. Mais dis quoi alors finalement? Ben oui, j'ai dit je vais quand même
elle était encore vite prise sur le dos de ses copains. Non, 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 c'est fou. Dos, s'il te plaît, j'ai dit. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si, en taillant tout le monde, on va se faire des murs. C'est loin, si taillant tout le monde, c'est un peu comme une zide. Il y a un colon qu'on a fallu tout le dos, je te mets, qu'on aime, pousse. Une carte à chat, une autre à chat. Jo, am mașină mare și am să vin iarna asta să vă scot tot ce-o. Minunată, că nu te duce, nu pot să accept, că nu pot să vii cu doi buldoze prin grădină. Și el a spus, am crezut că am înțeles că pădurea alea, uite, la dumneavoastră, da, am spus, dar nu e drum. Și nu e că facem drum. Bun, a trimis șefului de șantier și a marcat copacii care trebuiam să fie făcute drum și el a venit în decembrie și a spus că a reușit în decembrie. Și ce să facem cu cioturile astea? Mi-a spus, ne îngropăm. Și am spus, mi-a frică să îngrop că am un șampignon, care vine pe lemn. Da, 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 sigur. Apoi se mulțesc și distrug. Și distrug tot. Și atunci era spus cât de adânc mai. Eu n-am văzut niciodată mai adânc decât 30-35 cm. Am spus că trebuie o margine mare. El a făcut, nu știu dacă era 12 sau 13 gauri, una după altă, 7 metri de adunare. Da, mi-am îngrijit și îngrijit acolo. Și a pus tot de tot. Și a pus cu mașină, are mașină. Da, da, da. Urmă a pus pământul și urmă a nivelat. Și urmă am semnat iar 290 de mine. Am început să lucrez aici, să se întors. Așa că tot e. Nu, de jos și special pentru iarnă. Am fost mulți păcați scârbă. Coajă. Coajă, toate încolorate. Ia mamelis care floresc iarna, pieris care floresc iarna, spinia, tot ce e păcați scârbă. De foarte rază. Asta are o coajă minunată iarna, care e giri și pare că agite din China. Și se plate. Voilà le terrain tel qu'il était au départ. Care vine din China, florește toamna și miros or splendoare. Asta e frumos. Filia Henrian, de fapt, are făcut. Asta e o frumos.
Cornus cu care ai aibă coaja orange, ca orange portocalie. Portocalie. Și sunt irisurile alea care sunt cu făi panașe, care sunt splendid iarna. Sunt în fujer. Periga, sunt periga acolo, care sunt, că încep a tăia frunza primăvară, că ei se mențin tot iarna și acum încep să cresc, că sunt foarte frumos aia, care sunt iarna ta. Și sunt helebor și a planta alea cu floarele verde acolo, așa că tot asta e foarte frumos iarna. Voilà Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est ton bruit. On dit donc, c'est quand on te voit. Tu cours, t'as trouvé? Il nous a plu. Il ne vendait pas le cash soleil avec le cul. Donc j'en ai pas. Ils ont pas pu m'en avoir. Ça, c'est ça, il pas bien. Il n'y a pas de position. Ah, c'est normal, normal. Moi, je suis là, c'est une des époques. C'est meilleur pour moi. T'as vu ces fleurs bien? Voici l'arbre doré. Thank you.
domn, e prea de mult să te duc. În sfârșit și unul nu acesta acolo. Uitați-vă ce fac la acest portocal. Ce s-a virat? Nu, mă, nu pot să vă rog să mergi. Dar are formă de inimă, da? Are formă de inimă, da? Da, da. Cum se numește asta? Inima... Deci, asta sunt Marie. Voilà, et la visite va se terminer dans ce superbe jardin où la princesse Sturza a reçu ses amis roumains. Colegii mei au spus că aici este paradisul și dincolo este Raiu. Vom vedea noi ce e. Așa. Și totuși ca această întâlnire să rămână la dumneavoastră așa în suflet, vă oferim un semn așa, un semn, o mică atenție. Un moment. Păi, te lasă cu pungă cu tot. Nu mă privă. Asta este, stai să tragem o dată așa. Aceasta este o casetă cu corala noastră. Când veți fi liniștită, să o ascultați. Ascultați și sârba, care v-a plăcut. Da. Aici este o carte de vizită. Dacă vreodată aveți timp, adresa mea. Da? Pe care vă rugăm să o primească și băiatul dumneavoastră, poate reușim. Așa, și acum, în încheiere, pentru că totuși suntem un cor, vrem să vă cântăm ceva ce mi-ați spus aseară că v-a plăcut cel mai mult. Sârba. Haideți fața puțin la mine. Gata, hai, mai dă 7 ori. Românului îi place din călcâi să iasă foc. El vrea cu tot să joace sârba, sârba tot pe loc. Românului îi place din călcâi să iasă foc. El vrea cu tot să joace sârba, sârba tot pe loc. Românului îi place din călcâi să iasă foc. El vrea cu tot să joace sârba, sârba tot pe loc. Sârba tot pe loc, pe loc, pe loc. Râi pe râi, piciorul bate tot
dat-o urare. Da? De la Roumanie. Marie-Agnès a organisé la tournée de cette chorale roumaine au niveau de la France, enfin dans la région parisienne, Dieppoise et Rouen-Bézières. Écoutez, simplement un grand merci à vous tous d'être là ce soir pour apprécier les chanteurs roumains que nous aimons particulièrement, cette chorale que nous avons découverte il y a 2 ans, qui nous a reçus en Roumanie, et nous sommes là aujourd'hui pour les accueillir en France et leur rendre le grand bonheur qu'ils nous ont donné en nous accueillant chez eux. C'est simplement un rendu de toute cette amitié que nous avons reçue en Roumanie, que nous leur rendons ce soir en votre compagnie. Merci beaucoup.
vocal, le profesor Sorin Cristea Baroții. Muzica, le profesor Gheorghe Dimancea. Après cette courte introduction, nous pouvons commencer notre concert. La première pièce, c'est une pièce musicale de la période de l'histoire des arts nommée classicisme ou baroque. Parmi les personnalités musicales du temps, rappelons-nous le compositeur italien Antonio Vivaldi, très bien connu grâce à la pièce instrumentale Les Saisons. La chorale Pro Musica vous présente une autre pièce d'Antonio Vivaldi, Gloria. Salut și vă îmbrățișez cu drag. Numai bine vă doresc. Ciao!